Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-le din nou, suntem în fața dumneavoastră cu o nouă temă și cu un nou invitat. În seara aceasta avem în studioul nostru un tânăr antreprenor, așa că fără să ne mai gândim foarte mult, îi spunem bun venit domnului Adrian Pârvan, antreprenor și președinte, de fapt director general al companiei Upland Distribution. Bine ai venit, Adi! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mă bucur că ești cu noi și că putem discuta în seara aceasta despre antreprenoriat, despre antreprenori de succes. Noi, în cadrul studioului nostru, în cadrul misiunii Prodeces, în cadrul emisiunii Realitatea la zi, abordăm foarte multe teme, practic orice temă de interes general, dar încercăm ca aceste discuții pe care le avem să avem puțin și din perspectiva creștină sau puțin mai mult din perspectiva creștină, datorită faptului că, până la urmă, noi considerăm că trăim fiecare dintre noi în societatea aceasta, în lumea aceasta, în care ne confruntăm cu toate problemele pe care le au și ceilalți, dar diferența între noi și restul lumii, să spunem așa, este că noi avem întotdeauna o perspectivă creștină. Am mai discutat despre business, despre resurse umane, despre modul cum să ne raportăm la angajat, despre cum să ne căutăm un loc de muncă. Dar este prima dată când stau de vorbă cu un tânăr ca tine despre un business de succes, despre un început de succes în afaceri și anume despre compania pe care tu ai fondat-o și pe care o conduci. Companie care în momentul de față are și o aniversare frumoasă și anume 10 ani. Așa că te felicit pentru lucrul acesta. Dar înainte de a intra în, să spunem așa, în detalii despre cum ai ajuns la momentul acesta să faci 10 ani într-o companie pe care ai fondat-o? Hai să vorbim puțin despre tine. Spune, Adi, vârsta ta, pentru că ești foarte tânăr și aș vrea să știm și, de fapt, și telespectatorii noștri ar vrea să știe cum, cam care sunt preocupările tale, ce faci, ce alte pasiuni mai ai în afară de a face business, de a lucra. Spune câteva lucruri despre tine. Așa cum ai spus, mă numesc Adrian Pârvan, am 31 de ani. Nu mă mai consider atât de tânăr ca acum 10 ani când am început acest business. Anii trec atât de repede și cred că am înțeles și cu toți trebuie să înțelegem că trebuie să ne bucurăm de fiecare moment al vieții noastre. Creștin fiind, o mare pasiune a mea este să slujesc pe Dumnezeu în primul rând. Și acum, dacă împlinesc 10 ani în domeniul business-ului, pot spune că tot anul acesta fac 10 ani de când slujesc în Biserica Philadelphia ca și lider de tineret. Și Dumnezeu m-a binecuvântat prin biserica în care eu slujesc, prin tinerii cu care le slujesc. Și eu cred că dacă punem pe primul loc pe Dumnezeu în viața noastră, nu cred că ar fi un obstacol să nu poată fi trecut. Poate mai greu, unele mai ușoare, dar cu Dumnezeu înainte putem trece peste orice obstacol pe care noi îl avem înaintea noastră. Extraordinar. Îmi place cum ai început, să-L pui pe Dumnezeu înainte și să-L slujești pe El ca și preocupare primordială. Ăsta este și țelul nostru aici și eu personal mi-am asumat această chemare de a sluji întâi pe Dumnezeu și apoi de a face orice altceva. Și asta încercăm să facem aici și mă bucur când întâlnesc alte persoane, alți creștini care au aceeași, să spunem, atitudine față de viață, până de propria viață. Deci, ca să concluzionăm, ești un om direct implicat atât în slujirea în Biserica Pentecostală Philadelphia din București, Biserica Sebastian, așa cum o știe, să spunem, creștinul de rând din București. Și de asemenea, ești activ, implicat, practic lucrezi full-time la propria companie pe care ai fondat-o și o conduci și uite că după ani de zile ați ajuns deja la un deceniu de activitate, ceea ce este foarte important, este un lucru pe care tu, bineînțeles, îl pui să spunem, pe seama lui Dumnezeu, binecuvântele lui Dumnezeu. Și asta este foarte important. Bun. Adică, pentru că suntem la un ceas, să zicem așa, aniversar, îmi plac sărbătorile și nu vreau să trecem foarte ușor peste asta. Vreau să discutăm puțin despre ceea ce face firma, ca să înțelegem practic în ce domeniu lucrezi și cum ți se pare domeniul. Dacă este, acum, firme și creștini care lucrează și care au deschis, sunt cam în toate domeniile, dar aș vrea să știu cam
Ce faceți voi la compania pe care tu o conduci? Firma Plan se ocupă cu importul și distribuția produselor de ambalare. Dorința mea, și eu cred că se mai poate realiza în viitorul, nu știu cât de apropiat, dar Dumnezeu mă va ajuta, pentru că sunt o persoană perseverentă, este să devin și producător. Pentru că vedeți că în ultima perioadă tot se promovează acest tip de a fi producător, să promovăm producătorii români, autohtoni. Este destul de greu, pentru că resursele sunt limitate. Dar firma noastră se ocupă cu importul produselor de ambalare. Toată gama aceasta de benzi adezive, de folie stretch, orice depozit are nevoie de produsele noastre. Orice birou are nevoie de o bandă adezivă să poată să-l folosească la lipire, dublu adeziv, să-l folosească la lipire a unei benzi. În studioul dumneavoastră aici e nevoie de bandă adezivă pentru cadru și așa mai departe. Produsele noastre se găsesc cam în orice depozit, chiar și în casele oamenilor se găsesc produsele noastre. Deci este un business, pot spune, de succes, având de vedere că ne raportăm la o plajă de clienți foarte mare. Uitându-ne pe parcursul anilor, cam ori de câte ori a fost cât o criză, dacă nu mergea un segment de piață, mergea cealaltă piață. Mereu produsele noastre s-au regăsit și au avut unde să meargă, indiferent de criza pe care era activă în momentul respectiv. Ne uităm la perioada pandemiei. Multe firme au închis. Firma noastră la fel. Eram destul de speriați, destul de agitat ce se va întâmpla lunile, martie, aprilie, când era situația de urgență. Dar știți, moștile, produsele sanitare, făina, alimentele, se vindeau atât de repede și atât de rapid încât noi nu făceam față comenzilor. Aveam nevoie de folie. Toată lumea cumpără făină, de exemplu. Erau agitații. Mereu a fost un fel de agitație și mereu Dumnezeu ne-a deschis ușă pentru a putea duce mai departe de companie. Cu rugăciune, cu perseverență. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Eu am sunat foarte mult la angajații mei. Mereu m-am gândit în primul rând la ei să poată să-și câștige salariul și apoi ne-am gândit cum putem dezvolta afacerea mai bine. Foarte frumos, foarte frumos și e important. Într-adevăr, este un domeniu pe care cu toții îl folosim și anume produsul acesta de ambalaj și de birou chiar până la urmă. Sunt folosite cam peste tot. Hai să ne întoarcem puțin cu 10 ani în urmă, pentru că vorbim despre antreprenori, despre caracteristicile unui antreprenor. În primul rând, dacă vorbim despre antreprenorul creștin, clar, este unul care se definește ca urmaș al lui Hristos, ceea ce ai făcut-o și în seara aceasta. Pe lângă alte caracteristici, aș vrea să știu puțin perioada aceasta de început. Pentru că a te arunca, să spun așa, cu capul înainte, într-o perioadă dificilă, pentru că și acum 10 ani nu cred că era extraordinar mai bine decât suntem în zile de astăzi. Bun, nu era război și nu era probabil după perioada pandemică, dar totuși întotdeauna fiecare perioadă a avut riscurile și avantajele ei. Așa că, dacă aș vrea să ne uităm puțin în spate la începutul, hai să vedem cam care a fost, să spunem așa, momentul sau să spunem sau care au fost factorii care au făcut click în momentul respectiv și te-au determinat să faci un pas, să deschizi propria afacere, să-ți iei responsabilitatea pe umeri și să începi să lucrezi, să spunem așa, pe cont propriu. Ca o paranteză la ceea ce ai spus mai devreme, mereu a fost câte o criză. Când am deschis business-ul în anul 2012, tocmai se ieșea dintr-o criză, cea din 2008-2009 și exact. Lumea era speriată, deci mereu probleme au fost. Niciodată nu putem spune că nu a fost criză și lucrurile au mers foarte bine. Cineva spunea că nu o să mai vedem camioane, mașini mari pe stradă, tiruri, atunci să ne punem să întrebare, ceva se întâmplă, economia nu mai merge. Asta ca și o paranteză. Mie de mic mi-a plăcut comerțul. De mic mi-a plăcut să fac schimb și de jucării. Am avut acest talent de a face. Mergeam, schimbam jucările cu ceilalți copii. Mi-a plăcut foarte mult lucrul acesta. Eu, de la vârsta de 16 ani, chiar m-am angajat. Ai lucrat? Da, pe perioada liceului. O perioadă scurtă. M-am angajat la un fast food să lucrez ca să câștig un ban în plus. Adică, întrebare puțin mai indiscretă. Vin dintr-o familie bogată? Nu. Bun. Nu vin dintr-o familie bogată. Părinții mei au lucrat 20 de ani la o fundație.
Deci nu vii cu un bagaj, cu un capital așa de investit în care ai avut niște bani la dispoziție și n-aveai ce face cu ei și a trebuit să faci o mișcare. Nu. Părinții mei de mici copii ne-au educat să slujim pe Dumnezeu. Nu ne-a lăsit niciodată pâinea de pe masă. Mereu s-au străduit să avem toate cele necesare, să nu ne lipsească nimic. Și când am crescut mari, ei ne-au sfătuit să urmăm facultate. Fratele meu este medic, a fost sfătuit să urmeze această meserie. Eu am fost sfătuit să urmez calea IT-ului, chiar am și o facultate în domeniul acesta. Nu mi-a plăcut niciodată să stau în fața unui calculator, să mă uit, trebuie să fac programare și atât. Nu era pentru mine, dar am făcut-o. Mi-am ascultat sfatul părinților meu, am făcut-o, chiar că știam că nu o să urmez această facultate. Am dus-o până la capăt, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar mereu aveam acel ceva care îmi lipsea. Îmi doream foarte mult să fiu propriul meu șef, să spun așa. Să am business-ul meu, să conduc eu afacerea. Știu că este greu, este poate imposibil în zilele acestea să deschizi un business. Cei de afară se gândesc, are o firmă, are bani, rulează bani și așa mai departe. Firmă mare, probleme mari, firmă mică, probleme mici. Cu cât ești mai mare, cu atât ai probleme mai mari. Cu cât ai mai mulți bani, cu atât ai probleme mai mari. Lucrurile nu sunt atât de simple pe cum se văd din exterior. Dar momentul în care mi-am dorit să am propria mea afacere a fost atunci când am terminat liceu. Chiar dacă atunci era un vis. Vă dați seama, termin liceu, intră la o facultate, ce am făcut? M-am angajat la o firmă, am lucrat și acolo câteva luni de zile. După aceea am avut încă o experiență scurtă și am început, poate o să vă vine să râdeți, cu jucării. Dacă de mic mi-a plăcut comerț de jucării, hai să încep tot cu jucării. Am avut eu o idee, mi-a trezit această idee să încerc să vând jucării. A fost foarte greu la început. Foarte, foarte greu. Mi-aduc chiar acum aminte, prima mea zi de muncă, am pornit undeva pe la un 4:30 dimineața și am terminat undeva pe la un 8:30-9 seara. Asta a fost prima mea zi de muncă. Dar după ce am terminat liceu, ca să răspund la întrebare, atunci am zis, trebuie să fac pasul acesta. Știam numai eu asta. Și din jurul meu, mergi la facultate. Lasă prostiile. Nu te gândi la așa ceva. Nu-i de tine. Tu trebuie să faci o facultate, să ai o meserie. I-am spus, da, dar mai am încă lucruri de făcut. Și Dumnezeu m-a ajutat. Cred că dacă o facem cu credință și avem grijă cum o facem, Dumnezeu nu ne lasă. Pentru că spune cuvântul Său, Dumnezeu vrea ca noi să fim cap și nu coadă. Corect? Așa că de ce Dumnezeu să nu ne ajute pe noi? Ne ajută dacă o facem cu frică de El. Foarte important. Vreau să scot în evidență niște lucruri pe care tu le-ai menționat ca și principii caracteristici practic pe care le putem scoate al unui antreprenor de succes, să spunem. Pentru că ești un antreprenor de succes, trebuie să recunoaștem. Vreau să discutăm puțin despre a fi cap și nu coadă. Mereu am spus și reamintesc telespectatorilor noștri în seara aceasta, creștinul trebuie să-și depășească condiția. Indiferent de ce are în spate, de moștenirea aceasta de familie. Sunt copii care vin din familii mai nevoiași, unii care vin într-adevăr din familii cu posibilități, dar niciuna dintre aceste condiții nu trebuie să rămână ca și un statut permanent. Fiecare creștin are datoria de a promova, de a căuta să facă mai bine, să progreseze, să învețe mai mult, să câștige. De ce? Pentru că să poată sluji. Apoi, foarte important este că ai vrut să fii propriul tău șef. Sunt foarte mulți copii în ziua de astăzi și probabil ai văzut care încă stau dependenți de părinți. Și la o vârstă... Înaintată. Să începi de la 16 ani să-ți câștigi banul tău. În primul rând te ajutai pe tine, că ca orice tânăr ai nevoie de bani. Dar și apoi să-i ajuți și pe părinții tăi, pentru că acolo cât era puțin, era ceva. Și mai mult la momentul potrivit să-ți iei responsabilitatea de aceasta, să înveți și să încerci să-ți câștigi propriul tău ban. Îți asumi riscul. Asta înseamnă că ai trebuit să faci niște sacrificii. Ai spus că te studiezeai la ce oră? 4:30. Asta la început. Gândiți-vă, stimați spectatori, pentru că un tânăr de 16, 17, 18 ani nu se trezește la ora asta de obicei. Un om ar trebui să fie foarte motivat să facă lucrul acesta și trezitul de dimineață este un pas către mare succes. Și uite că nu mă miră faptul că ați ajuns la 10 ani. Și vreau să spun că pentru cei care ne ascult și dacă sunt tineri care ne urmăresc în seara aceasta, vreau să le spun că dacă vor să facă ceva în viață, să înceapă să se trezească de vreme, indiferent de ceea ce fac. Așa da? Și apoi, bineînțeles, dorința de a fi un om de succes. Și, te rog, continuă. De mic,
m-am trezit de devreme. 6, 7 era ora cea mai târzie pentru mine să mă trezesc. Eu aveam din reflex ceasul acesta biologic de a mă trezi, de a mă trezi de vreme. Dar dorința aceasta de a face business, vă dați seama, singur, la vârsta de 21 de ani, nu puteam să o fac. Era clar asta. Așa că am zis, cum este mai bine? Am nevoie de un om de încredere lângă mine. Nu puteam să o fac. Și am mers pe ideea și am făcut foarte bine. În cine pot eu să am mai multă încredere? În prieten pot să ai încredere, până la o anumită limită. În familie. Așa că l-am luat deoparte chiar pe tatăl meu și am început să vorbesc cu el. Mă poți ajuta? Mă poți sprijini? Poți fi alături? Am nevoie, nu știu, de o mașină, să pot să mă duc, să cumpăr jucăriile. Hai, sta. Sunt altul de tine. Bineînțeles, în limita timpul pe care l-avea și eu în momentul respectiv, pentru că lucra și el. Și văzând că și tatăl meu m-a sprijinit în luarea acestei decizii, pe mine m-a bucurat și m-a ajutat foarte mult. Chiar dacă nu era vorba, tată, dăm bani să pot să fac o afacere, cât ai nevoie? O sumă mare. N-avea de unde să-mi dea. Dar faptul că m-a ajutat cu cuvintele sale, da, sunt alături de tine, te ajut, cu ce ai nevoie, eu sunt alături de tine, pe mine asta m-a încurajat și m-a făcut să fac pasul acesta mai sigur, nu tremurând. Un alt factor pe care îmi place că a scos în evidență este dorința de implicare a familiei. Tot la vârsta aceasta, încerc să leg vârsta, pentru că și să deschizi o firmă la o vârstă foarte, foarte timpurie și să ai succes și să nu dai faliment, să spunem atât, e foarte important. Și vreau să scot, să vedem ce s-a întâmplat, care a fost, să spunem, factori, care au fost factori care te-au ajutat să faci lucrul acesta. Și îmi place că n-ai încercat să faci cum fac majoritatea tinerilor, să supraevalueze puterile, să nu mai asculte de părinți și mai mult să se bazeze pe prietenii aceștia, unii dintre ei foarte oportuniști, da? Prietenii de context, care atunci când văd o oportunitate, imediat încerc să profite, că da, sunt, trebuie să recunoaște. Da, există. Sunt cazuri de asta. Și pentru că tinerii de obicei la vârsta aceea nu prea mai ascultă de părinți sau sunt rebeli. Se cred că știu mai mult decât părinților. Așa. Este adevărat? Așa. Să vii tu un om la o vârstă, să spunem, de 17-18 ani, la părinții tăi să le spui că uite, vreau să vă implic și pe voi, ce părere aveți. Putem face asta împreună, este un mare lucru. Asta înseamnă că ascultarea de părinți ca și poruncă din partea lui Dumnezeu s-a fost, să spunem, practică încă din copilărie și asta e mare lucru. Slavă Domnului pentru treaba aceasta. Asta acum, deja vorbind cu tine, nu mă mai miră faptul că lucrul a mers foarte bine și că, bine, o să discutăm și despre probleme și despre etapele acestei creșteri, dar vreau să spun că un alt factor al acestui succes e că ai încercat să-ți vezi statutul, să nu te bazezi pe surse pe care nu le cunoști foarte bine, să nu te încânți, cum spunem noi, pe promisiunile altora și întotdeauna să te întorci acolo de unde ai plecat din familie. Era clar că mergeam spre necunoscut. Nu știam ce se va întâmpla. Putea să fie un eșec. 99% putea să fie un eșec. Un tânăr care nu are bani, are doar o idee și potențial și dorință, putea să cadă direct în cap și să se retragă și să zică, bun, am înțeles pentru mine. Asta nu înseamnă că n-am avut și eu piedici. Nu am dat și cu capul de tavan de atâtea ori și m-am gândit, wow, oare e bine, oare nu e bine, să dau înapoi, să mă retrag. E normal, eu sfătuiesc pe toată lumea să încerce să învețe din greșelile altora. Ceea ce este greu, pentru că nu prea învățăm noi din greșelile altora, nu prea avem noi încredere, spunem, nu-i de mine. De obicei, cele mai multe ori învățăm din greșelile noastre. Până nu dăm noi cu capul și ne doare, nu ne potolim. Nu dăm înapoi. Deci și eu am avut destul de multe probleme. Am avut piedici care pot spune scuzabil în așa fel că spun, da, dau înapoi, nu e de mine, trebuie să mă retrag. Dar nu, am spus nu. Trebuie să merg înainte. Ăsta este scopul meu, țelul meu, știam unde trebuie să ajung și nu mă las până nu ajung acolo. Și Dumnezeu m-a ajutat. Bun, slavă Domnului. Ăsta este modelul pe care ar trebui să-l urmeze fiecare tânăr în viață, să fie Tony, să depășească condiția, să muncească în primul, să durească, să muncească, să renunțe la confort și apoi să se angreneze împreună cu cei apropiați. Pentru că prieteni găsești după aia, știți cum e, în momentele de succes sunt foarte multe oportunități de a lega prietenii și oamenii se lipesc repede de oamenii de succes, de alții de succes. E, când dai de greu, atunci tot atât de repede se dezlipeze de tine și rămâi dezamăgit.
Am trecut puțin de câteva etape intermediare. Deci după ce ai început, așa, dacă uitându-ne înapoi, câteva momente cheie care crezi tu că au contat foarte mult. Bănuiesc că la început ai avut mașină, ai avut un sediu, ai avut un depozit, ai avut ceva... Până la dispoziție, bănuiesc că acum ai și transport, ai și oameni, aveți... Deci, hai să vorbim așa, câteva puncte cheie pe care zici tu că ar merita, câteva pași. Să luăm de la început, ca să se vadă de unde am început, chiar de jos. Nu am avut un depozit, am avut mașina părinților care mi-o dădeau când puteau și ei. În rest, aveam transportul în comun, mergeam cu... Atunci erau... Aveam Mercedes-ul, cum era, ce era, se circula cu Mercedes-ul. După aceea au venit noile autobuze de la Citaro sau ceva de genul acesta. Și mergeam cu transportul în comun, cu transportul mergeam la client să semnez contractele. Tatăl meu, când puteam, dădea mașina lui personală. Na, o mașină bătrână, na, mașina familiei, ai grijă, nu avem altă mașină. Depozitul, ca să vă spun, era pe holul apartamentului. Mama spunea, este holul nostru, du-le și tu mai în stânga, du-le mai în dreapta, le muteam în balcon, cum aveau nevoie. La mine în cameră. Unde puteam eu le mutam. Seara le duceam sus, la etajul 2, seara dimineața le duceam în mașină. Era o muncă continuă, a fost foarte greu la început. Acum, în 2022, uitându-mă în urmă, dacă nu aveam început atât de greu, poate nu aveam o satisfacție atât de mare. Acum, da, avem o flotă de mașini, avem dubiți, avem oameni, avem hale de peste 1000 de metri pătrați, 5 mașini flote în flota noastră, dubițe, contracte cu curierați, angajați, deci este total o diferență destul de mare la cum am început și la am acum. Asta este datorită modului în care ai început, asta este că un mod corect de a începe un lucru și apoi... o corectitudine și o dorință de a face ceva, o pasiune. Legat de ceea ce spui, cu modul corect de a începe un lucru, este poate simplu să mergi direct în vârf, pentru că căderea este foarte rapidă. Dar dacă, ca și la o casă, construiești treaptă cu treaptă, etapă cu etapă, încep de jos în sus, treaptă cu treaptă, vă dați seama, la prima problemă nu cazi. Poate să dărâm o treaptă, două, dar rămâi acolo și poți să reconstruiești ceea ce ai pierdut. Dacă clădești casa pe nimic și mergi direct în vârf fără nicio experiență, la prima problemă cazi direct în cap. De aceea eu cred că cea mai sănătoasă creștere este să fie de jos luată. An cu an. Se spune primii 2 ani de afaceri. Dacă în primii 2 ani de afaceri nu dai faliment, nu mai dai faliment. Astea sunt povești. Nu este adevărat. Să dai oricând, te oprești oricând. Oricând poți să dai. A venit pandemia din 2020. Toți erau îngrijorați. Furnizorii noștri blocau marfa și se plătea numai cu plata în avans. Clienții noștri blocau banii, nu vreau să ne dea banii. Noi aveam marfa blocată în depozit. Aveam angajați de plătit. Ce facem? Până lucrurile s-au așezat, au durat 2-3 săptămâni și apoi au început din nou să vină comenzile. Pentru că am știut pe ce segment să începem să ofertăm pentru a debloca acest curs. Este ca o roată. Totul trebuie să se învârte. Banii trebuie să vină la noi, marfa trebuie să meargă la client și așa mai departe. Și ne-am dat seama după 8 ani. Deci la 8-lea an puteam da faliment. Deci nu e vorba de primii 2 ani de afacere. Nu, astea sunt povești. Bun, un alt punct, spunem, critic al lucrului pe cont propriu este menținerea continuă a motivației. Știi, la un moment dat ești om. De fapt, ești om ca oricare dintre ceilalți, fiind implicat și în alte lucruri. Nu te-am întrebat dacă ești căsătorit. Sunt căsătorit, am și 2 copii. Slavă Domnului. De ce? Pentru că e important, e un factor extraordinar. Și m-am căsătorit de tânăr. La 24 de ani. Slavă Domnului. E un alt lucru care te-a avantajat. Da. Și te va avantaja până la sfârșitul vieții. Ai să vezi tu. Dar asta e o altă discuție pe care o avem cu o altă ocazie, pentru că e importantă și căsătoria de la început, de tânăr. Drag Adi, vreau să te întreb următorul lucru. În momentul în care ai început și ai început deja să semnezi contracte și să se vadă oarecum, să câștigi deja niște bani, să-ți crească puțin, să spunem așa, venitul, da? Să simți că se văd niște rezultate. Vreau să mă dacă s-a schimbat ceva față de tine, plecând de la familie, atitudinea față de familie și mai mult atitudinea față de Dumnezeu. De ce te întreb lucrul acesta? Înțelegi și cred că și telespectatorul și înțeleg lucrul acesta. Oamenii încep de jos. La un moment dat, merenia aceasta și în afaceri există acel low profile. Da, momentul în care ești umil, nu ai cifre de afaceri foarte mari, nu ești între mari jucători de pe piață, ești mai cumințel, așa, nu ridici umerii foarte mult. În momentul în care încep deja să fii un nume, să te cunoască, să ai mașini, să fii un
să spunem așa, un punct de referință în domeniu, dar între cunoscătorii din piață, deja atunci ești alt om. Ai toate, să spunem, toate posibilitățile de a te umfla, de a te înălța pe tine și de a uita puțin de unde ai plecat și mai ales să uiți de cel care te-a ajutat, de Dumnezeu. Cum vezi lucrul ăsta? Aici intervine testul zmereniei. Să trecem de atâta testul zmereniei, să înțelegem că tot ceea ce avem este al lui Dumnezeu. Și într-o clipă putem pierde totul dacă nu înțelegem lucrul acesta. Și mi-am dat seama de lucrul acesta și mereu am mulțumit Dumnezeu pentru ceea ce am. Pentru că știu că ceea ce am eu este al lui Dumnezeu. Și dacă nu-mi dau seama că, dacă nu realizez ceea ce spune Apostolul Pavel, în cuvântul său, în faptele apostolului, este mai fericit să dai decât să primești și merg pe ideea că trebuie să primesc și să țin doar pentru mine, deja este calea perfectă pentru eșec. Eu mereu când de fiecare dată când mă gândeam la afacere și la banii pe care îi rulam în afacere, m-am gândit că, în primul rând, trebuie să mă gândesc și la echipa pe care o am, angajații mei. Să mă gândesc și la slujirea pe care o am în biserică. Să mă gândesc și la slujirile pe care le am pe lângă biserică. În primul rând, să mă gândesc și la familia mea. Eu niciodată nu am fost un tip egoist, să mă gândesc numai la mine. Câștig, rulez bani, investesc în mine. Da, este foarte bine să investim în noi. Chiar se pune întrebarea, care este primul lucru când deschid o afacere? Nu, ce să investesc? Sfatul meu este să investesc în tine. Investește în tine. Nu, adică? Majoritatea ar fi ceva că își cumpără o mașină puternică. De obicei, nu-i spun marca, dar tu și la ce mă refer. O mașină care foarte puternică, telefon foarte scump și cam asta investesc tinerii. Și apoi își dau seama că nici măcar nu pot întreține. Dacă nu, poate acum ai 10.000 de euro să cumpăr o mașină, dar ai bani să întreții mașina respectivă? Exact. Nu ai bani. Nu a cumpăra o mașină este greu, ci a o întreține este greu. La fel și familia. Nu este greu să te căsătorești. Este greu, da, să menții o relație solidă. Să pui cărămidă peste cărămidă. Asta este greu. Să deschizi o afacere, oricine poate să deschizi o afacere. Să mergi la Agenția Comerțului, depune acte, ai deschis o afacere și ce face cu afacerea respectivă? Nu este atât de ușor. De aceea, pe mine Dumnezeu m-a ajutat să fiu un tip altruist. Nu spun spre lauda mea, spun spre lauda lui Dumnezeu. Să mă gândesc la cei din jurul meu. Și mereu m-am gândit, cum pot să fac să ajut și pe cei din jurul meu? Chiar dacă puteam să pun stop, de ce nu mă ajut? Este și o vorbă, un popor, nu mai știu unde este spusă. Prima oară când ajuți, ești prietenul lui, ești salvatorul lui. A doua oară când ajuți, ești fratele lui. A treia oară când nu mai poți să ajuți, poate ești dușmanul lui. Exact. Nu știu unde, dar poate tu știi unde scrie. Nu e, dar e adevărat. N-a rămas uimit. Și chiar așa este. Deci ajung oamenii să spună că este ca o datorie să-i ajuți. Chiar exact. Dacă nu ai nicio obligație față de ei. Și mi se pare destul de ciudat. Dar lucrul acesta nu m-a făcut să dau înapoi. Am ajutat mulți oameni. Și chiar dacă nu mi s-a întors măcar nu mulțumesc, Dumnezeu nu m-a dat înapoi. Dumnezeu e sus care le vede. Și m-a mulțumit. Dar nu le facem pentru a primi o mulțumire, ci categoric. Pentru datoria noastră. Deși dacă tu poți oferi un loc de muncă și mai ales te poți implica în lucrarea ta. Vreau să spun următorul lucru. Te rog. Fiind implicat tu în slujire și cu familia, da, și fiind de asemenea în câmpul muncii, de asemenea full time, a existat vreodată riscul acesta sau s-a venit prin cap, sau ai făcut deja compromisul acesta de a mai renunța din lucrare, din a mai nu merge la biserică, de a avea o întâlnire, știu eu. Te spun asta așa ca și o confesiune, mie mi s-a întâmplat, călătoresc foarte mult în teren de servici și de multe ori trebuie să plec duminica, după amiaza, să zbor, să fiu plecat, să nu pot să fiu bun. Pot să spun că am participat online la multe servicii divine din perioada pandemiei și înainte. Dar a avut cazuri în care a trebuit să fac un compromis. Sau un alt compromis pe care l-am mai făcut este, și uneori îl fac și acum, este că într-o întâlnire de familie și una de business care o consideră importantă, mă aleg pe aia de business pentru că știu că va trebui să facem ceva, un proiect în care să câștigăm bani, să ne fie bine și nouă și familie și lucrări. Deci sunt niște compromise pe care creștinul a îngrenat și eu sunt îngrenat full-time, nu ca și antreprenor, ci ca simplu angajat, dar este niște riscuri. Câteodată neimplicarea în lucrare, oboseala, să vii la biserică foarte obosit, tu ai lucrat toată săptămâna, inclusiv sâmbătă să se întâmplă, să nu mai ajungi la repetiții, să nu mai ajungi la, știu eu, ședințele de comitet, dacă cumva ești, sau vei ajunge, să nu poți să te concentrezi, să pregătești un cuvânt la o rugăciune, la predică. Asta spun așa ca experiență. Cum vezi tu? Da, mi s-a întâmplat lucrurile acestea. Deci,
Asta eram sigur, pentru că orice om care face și muncă și înlocuire... Nu ai cum. N-ai cum să nu ajungi în situația asta. Suntem limitați. Suntem limitați. Trebuie să recunoaștem că suntem limitați. Nu putem să le facem pe toate bine. Încercăm să le facem, dar avem o limită. Și dacă nu ne vedem limita, dăm greș. Și chiar rănim oamenii de lângă noi. Eu îi mulțumesc Dumnezeu pentru soția pe care o am. Și de fiecare dată când trebuia să aleg între locul de muncă și să merg la o întâlnire pentru muncă și să stau acasă cu soția, preferam să o întreb pe ea dacă este de acord. Ea spunea că este de acord. Dar știam că nu o spune din inimă, dar trebuie să-l susțin să fiu alături de soțul meu. Și eu îi mulțumesc Dumnezeu pentru că de multe ori am închis ochii și m-a sprijinit și m-a ajutat. La biserică la fel. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru păstorul pe care îl am. Pentru că mereu când am fost plecat, am înțeles lucrul acesta. Nu m-a criticat. Dar de ce pleci? Dar cu ce scop pleci? Dar nu mai vii și la biserică? Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și eu cred că toate lucrurile acestea dau un sens atunci când noi ne dăm seama că suntem limitați și nu exagerăm. Eu le fac pe toate, ca mine nu este nimeni, dar câte să mai fac? Începe să ne plângem și tot ne plângem, de fapt nu facem nimic. Cred că ați întâlnit astfel de persoane care se plâng în continuu. Dar câte să mai fac? Da, eu să le fac și pe aia, dar o să fac și pe aia, nu am nicio apreciere. Nu. Trebuie să ne vedem limitele. Să ne mulțumim cu ceea ce avem, pentru că Dumnezeu este atent cu noi și ne va da mai mult decât putem noi să înțelegem. Pentru că, așa cum am spus, Dumnezeu binecuvintează tinerii care și oamenii credincioși care lucrează cu frică de El. Cu frică de El. Eu cred că și aici este o altă cheie a succesului. Să ai frică de Dumnezeu. Mai e și întrebarea asta. Păi nu poți să mergi la biserică să ai și afacere. Chiar, hai să dezvoltăm puțin lucrul acesta, pentru că lumea aceasta afacerilor este la fel de problematică ca orice alt domeniu, hai să spunem așa, și politică. Dar cred că acela lucru, apropo, vorbeam puțin înainte despre politică, înainte de emisiune. Da. Politica, la fel, toată lumea spune creștini n-au ce căuta în politică pentru că e un loc foarte murdar în care te corupi, ai toate așa. Nu cred că este, și în afaceri se poate face, și în orice domeniu, dacă e să încalci poruncile lui Dumnezeu, să-ți încalci identitatea ta de creștin, să practic să o iei razna, hai să o spunem, o poți face oriunde. Ca și angajat, nu poți să faci asta? Da. Trebuie neapărat să fii politician sau să fii... Absolut, oriunde ai lucra. Oriunde ai lucra, dacă nu arăți că Hristos trăiește în tine, degeaba. Și hai să spunem așa, chiar prin neîndeplinirea sarcinilor de servici. Categoric. Din calitatea de angajat, acum am vorbit din calitatea ta, deci în calitatea de creștin, și calitatea de angajat. Calitatea de creștin trebuie să fie mai tare decât cea de angajat. De ce? Creștinul din mine, să spunem așa, asocierea mea cu Domnul Hristos, da? Mă face să fiu corect, să fac ca pentru Domnul orice aș face. Și așa trebuie să fie. Așa că orice încălcare, orice neîndeplinire a sarcinilor, orice lucru de mântuială, de ochii lumii, da? Ca să scap. Nu este decât o dovadă a lipsei identității reale de creștin. Părerea mea. Este greu de făcut lucrul acesta, dar da. Nu m-a spus nimeni că pe calea lui Hristos lucrurile sunt ușoare, frumoase și sunt numai flori. Știi cum e? Cu lasă-mă să te las. E vorba asta românească, o altă vorbă clasică. Da. Ei se facă, noi ne facem că muncim, ei ne fac că ne plătesc, știi? Timpul trece, leapa vine. Exact, uite, alte sunt. Avem un vocabular foarte bogat. Păi dacă avem mult timp liber. Nu să ne preocupăm de problemele de zi cu zi. Avem idei, ne vin idei. Vrășmașul are timp. Are timp? Hai că-i dau și eu idei. Adi, hai să vorbim puțin și despre planurile de viitor. Pentru că, slavă Domnului, uite că se poate face și o să mai dezvoltăm și într-o altă emisiune exact caracteristicile acestea dintr-un alt format, dintre risc și oportunități pe care le oferă calitatea aceasta de antreprenor. Da? Nu oricine are talentul acesta de a face și chemarea aceasta. Și tu îl ai, slavă Domnului, se vede foarte bine lucrul acesta și ți-ai și asumat riscul acesta. Dar vreau să vorbim despre planuri. Acum suntem la punctul 10 ani, da? În care ai văzut mâna lui Dumnezeu, cum te-a călăuzit, cum a ridicat, cum te-a dat și o mare parte din, sau o parte din ceea ce Dumnezeu ți-a dat prin muncă, ai dat mai departe, ai investit și investești și în continuare în lucrarea lui Dumnezeu, inclusiv din timpul tău. Hai să vedem ce ți-ai dori în continuare, care sunt planurile. Atât pe plan al lucrării, da, vorbim întâi dezvoltarea ta ca om, ca familie, și apoi, bineînțeles, unde te vezi
sau unde ai dori să ajungi, dacă Dumnezeu v-a îngăduit, bineînțeles, peste 5-10 ani. Dumnezeu v-a îngăduit să mai trăiesc încă 5-10 ani, că nu spune nimeni că trebuie să, viața noastră se sfârșește la 70-80. În Biblie spune, pentru unii se va ajunge la vârsta aceea, nu pentru toți. Eu îmi doresc, în primul rând, să fiu credinciosul Dumnezeu până la capăt. Și dacă spun că sunt credincios, asta înseamnă, este ca o concluzie la tot ceea ce fac eu. Sunt credinciosul Dumnezeu, Dumnezeu mă va binecuvânta și nu mă va lăsa. Trăim în România, toți dă vina pe stat. Statul ne ajută, statul ne încurajează, statul ne dă, statul nu ne... dăm vina pe stat. Este atât de ușor să dăm vina pe cei din jurul nostru și întrebați acum pe oricine, ce, nu te vezi peste 5 ani, la ce criză este, nu știu unde o să mai vorb. O să trecem din criză în criză. Eu spuneam acum de ani zile când a început pandemia, o să ne fie dor de vremurile acestea. Și uitați, a venit războiul, care cred că este mai grav decât pandemia. Va veni, Dumnezeu știe ce va mai îngădui să mai vină. Planul peste 50 ani, dacă este să-mi fac acum, eu îmi doresc ca Dumnezeu să mă ajute să pot să mă dublez, chiar să mă tripez ca cifre de afacere în domeniul pe care îl luam. Dorința mea cea mai mare, care deja am început-o de acum 2 ani de zile, este să merg pe piața externă. Pentru că știu că am potențial, pot face lucrul acesta, deja am început să vând pe piața externă și vreau să mă dezvolt mai mult pe piața externă decât pe piața internă. Pe piața internă nu că nu ar fi bine, că de aici am început și am crescut, dar mergând spre vest, lucrurile sunt mult mai așezate. Tu ai spus că călătorești foarte mult. Cred că vezi diferențele între vest și est și... Absolut, absolut. Și fiecare, până la un moment dat despre producție, deși acum ești la faza de distribuție, practic, și importi, și, da? Toți pe cei care îi cunoști puțin în zona aceasta etichetelor. Vă dau un exemplu. Da. Etichete de tot felul, da? Tot ce înseamnă etichetă autoadezivă. Așa am început cu distribuție și apoi am mers pe zona aceasta de producție și am cumpărat mașini și în România sunt producători și producători de ambalaje. Știu mari companii de retail sau de distribuție care și-au cumpărat propriile mașini de făcut ambalaje, tocmai pentru că e mai ieftin, de exemplu, folie. Dacă vorbim doar de folie, da? Să facă lucrurile. Așa că vorbim acum ca un om de afaceri, cred că e cea mai bună idee și te încurajez să mergi în zona aceasta de producție. Nu știu dacă vei putea cumpăra echipamente brand new, dar toate noi. Pe benzi adezive nu este producător în România. Nu se produce benzi adezive în România, tocmai pentru că costul nostru de mașini duce la câteva milioane de euro. Și investiția asta este foarte mare. Sunt derulatori, iau role mari și fac role mici. Și le taie și fac pe exact ce are nevoie clientul. Dar ca să produci banda adezivă este foarte greu. Și în Europa sunt foarte puțini producători de benzi adezive. Și chiar anumite tipuri se fac doar în Europa, anumite tipuri se fac doar în Asia și nu intră unul peste altul. Piața deja este foarte așezată. Adică e structurată la nivel mondial. Nu mergem pe jucători Europa versus concurență cu Asia. Nu, nu. Deci sunt, este o ordine, o piață destul de organizată, divizată. Și nu intră unii peste alții. De asta zic eu. Eu îmi doresc lucrul acesta. Eu știu că pot să fac asta și Dumnezeu mă va binecuvânta. În momentul acesta, de aproximativ un an de zile, am aparate de a preluca rolele mari și a face role mici. Asta fac și eu. Dar nu sunt producător. Mulți spun că ești producător. Nu sunt producător. Mint dacă spun că sunt producător. Că nu iau granula și fac produsul. Iau rola care deja e gata și o fac în role mai mici. Deci nu sunt producător. Ok. Foarte important. Foarte important să dai și mesajul corect în piață. Știi că mulți își asumă anumite lucruri, dar ei de fapt nu fac altceva decât o subdistribuție. Dacă intri acum pe Google și iei pe primii 10, toți spun că sunt producători. Dar sunt ca și mine. Bun, deci, vezi, o altă caracteristică foarte importantă este etica de business. Vă știți, stimați prieteni, să fii corect în business în zilele de astăzi este o mare calitate și mai ales că creștinul trebuie să fie corect în business. E foarte greu. Și în orice domeniu. Se fură. Deși pierzi. Mult. Da, pierzi foarte mult. Am pierdut la foarte multe întâlniri, tocmai din cauza că nu am putut să fac aceste sacrificii, da, de a merge înainte. Orice, nu mai să câștigi contract. Nu. Pe termen scurt pierzi. Pierzi foarte mult pe termen scurt, făcând calculele matematic. Dar pe termen lung câștigi foarte mult. Am parteneri de afaceri de 10 ani de zile. Am început cu ei, ei au crescut împreună cu mine. Îmi cumpărau 200 de lei, acum îmi cumpără de câteva mii de euro pe lună. Poate și mai bine.
Mi se pare extraordinar cum Dumnezeu așează lucrurile în așa fel încât afacerea să meargă și eu să merg împreună cu afacerea doar, greșesc când spun doar, bazându-mă pe etica creștină și punând-o înainte. Chiar era o întrebare în biserică. N-ai cum să fii antreprenor. Nu ai cum. Cum trăiești în România cu atâtea taxe? Scrie în Biblie, da cezarul ce este a cezarului. Păi, ce să fac acum? Să nu dau cezarul? Da cezarul ce este a cezarului. Că Dumnezeu ne poartă de grijă. Chiar așa să nu avem credință, să credem că Dumnezeu ne poartă de grijă? Și angajatul simplu are taxe. Nu le plătește, le plătește angajatul. Dar are și el taxe. Nu este mai simplu să vă dau direct salariul brut? Și vă plătiți taxe? Exact. Nu, pentru că angajatul nu știe de acele taxe, se gândește numai la partea netă. Uite, dau brutul și când o să vadă că dă 30 sau aproape 40% din salariul la stat, o să opa, dau și eu destul de multe taxe la stat. Dar el nu are cunoștință de acest nu vede lucrul ăsta. Pentru că nu merge să le plătească. Așa este. Angajatorul întotdeauna le vede și știu că nu e ușor. Adi, ce planuri ai în slujire? Ce dorești să faci? Dorești să continui să slujești în biserică, să te implici? Da, slujirea pentru mine este primordial. Mi-am dorit foarte mult să slujesc pe Dumnezeu. Și prin business să slujesc pe Dumnezeu. Și când mergem la o întâlnire, mă întrebau și anumiți oameni cum pot să fiu atât de calm, de ce nu intru și eu în discuțiile lor. Vă dați seama, oamenii imediat se enervează, imediat răbufnesc, aduc cuvinte neziditoare, nu vreau să dau anumite exemple și încerc să fiu calm. Credeți că nu am fost jignit, nu am fost și un jurat, nu am fost? Am fost. Dar răspunsul pe care îl dau eu față de acești oameni, că știu mult în fața lor. Este ușor să mă contrezi cu cineva în jurături, să ne descărcăm, sau să las pe el să descarce și o să vin cu răspuns bun. Crezi că am câștigat în luarea acestei decizii? L-am câștigat ca și partener. Numai că am închis acea discuție. L-am câștigat ca și partener. Și eu cred că atitudinea noastră de creștin are de câștigat pe termen lung. Noi ne gândim la 20 de ani, 21 de ani, cum erau și o cântare, fără griji și fără bani. Da? Exact. Cum să fac peste noapte să câștig nu știu câte mii de euro, nu știu câte 10.000 de euro. Nu se face așa ceva. Îi câștigi, dar ce faci cu ei? Cum ai spus tu, ai luat o mașină și o lași în parcare pentru că combustibilul acum atinge 10 lei. Nu este așa. Nu este așa. Totul trebuie să meargă etapă cu etapă, etapă cu etapă, cărămidă cu cărămidă, până ajungi la ținta finală. Ținta mea finală este să devin producător. Este, în momentul acesta, uitându-mă pe statistici, este imposibil. Dar eu cred că imposibil acesta poate să devină posibil. Așa cum și acum 10 ani, dintr-un imposibil, am făcut un lucru să fie posibil. Slavă Domnului! Întrebare de baraj, o întrebare cheie. Dacă ar fi să fii acum la început, să iei decizia asta de a-i lua-o de la zero, ai mai avea curajul acela de a-o mai lua de la zero? Trebuie să răspund. Nu, știi ce? Pentru că îți spun eu ca și... Hai să îți răspund la întrebarea asta din punctul meu de vedere la ceea ce fac eu. Știți că și ideea asta de antreprenoriat în ONG este la fel de, să spun, riscantă ca și într-o companie. Și în momentul în care te apuci de ceva și nu prea știi, ai avantajul neștiutorului. Omului care se aruncă cu capul înainte, spuneam eu, nu prea știi tot ce se întâmplă, ai curajul ăla de la început. Și dar pe parcurs începi să te dumirești și să dai seama, băi, că stai că nu e chiar așa cum am crezut eu și e destul de dificil. Și ai două șanse. Două variante. Mergi înainte ca să nu te faci de râs. Da? Mergi până la ultima. Sau te retragi și zici, îmi pare rău, am greșit inițiativa. Începem cu altceva sau mă duc și lucrez de altă parte. În ce subiect ai intrat acum? Să știm, să spunem că ne pare rău și că aici am greșit și aici nu am greșit. Deci, îți asumi? Nu, eu crede-mă, spun, nu prea văd persoane care își asumă greșelile. Preferă să vină cu scuze, că din cauza lui, din cauza lui celălalt, dar să-și asume, da, eu am greșit, este vina mea, încerc să o repar, nu știu câte persoane ai văzut tu. Așa că dacă, după ani de zile, acum noi, producția Smedia, avem 7 ani, da? Dacă ar fi să iau iar de la zero, aș fi mult mai precaut. Îmi dai voie peste 3 ani să te pun eu aici? Da, te rog. Cu mare drag. Aștept. Locul ăsta este liber, așa că oricând te invit ca moderator la aceste emisiuni, m-aș bucura să preiei tu ștafeta. Dacă Dumnezeu ți-a pus darul ăla și darul acesta, cu mare drag, permanent, așa, ai o ofertă, fac o ofertă permanentă în seara aceasta. Dragule, de asta întreb, pentru că
e greu. Acum ești mai matur, ai trecut deja pe niște etape, ai văzut greșelile, ai văzut oamenii care poate te-au dezamăgit sau ai avut niște așteptări de la ei la care n-au percutat așa. E, îți spun eu, probabil vei începe, dar vei fi mult mai calculat, mult mai realist. Și credeți că dacă voi fi mult mai calculat, voi mai ajunge aici? Dacă e așa, să spunem, după manual... Mai pragmatic, nu cred că aș fi ajuns așa. Riscul, ca la orice joc, riscul aduce și beneficii, dar poate să ajungă și un eșec. Dar n-ai cum deci, să nu riști. În momentul când îți asumi riscuri, ai toate șansele să ai un succes, dar ai și toate șansele să ai un eșec. Așa că îți mai spun o chestie pe care o să înțelegi și asta o pot confirma și prietenii noștri din fața micilor ecrane. Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât dorința de a risca scade. Expunerea la risc scade. Vrei să fii mai stabil, nu-ți mai schimbi locul de muncă, nici la angajați așa de des. Vrei să fii mai stabil. Nu te mai duci așa dintr-un loc de muncă în altul doar pentru că ți-a dat 100 de euro în plus. Nu. Deci totul rămâne, mai ales că ești familist, sunt niște lucruri pe care trebuie să le faci, sunt copiii la școală, vrei să ai o continuitate, o stabilitate așa. Atunci nu mai permis să faci jocuri dintre acestea în care să-ți periclitez oarecum siguranța zilei de mâine. Este iluzoriu să gândim că un om de afaceri este atât de săvârșit să nu regrete niciuna din deciziile luate. Deci nu am spus că nu regret una deciziile luate. Nu am spus că pe parcursul acestor ani stop, nu mai continui, las-o cu altuia, nu mai pot, mi-este greu. Nu am spus, dacă intrăm în detalii, am avea nevoie de mult timp să vorbim câte nopți nedormite am avut ca să pot să ajung aici. Câți bani erau un joc dați la furnizori în avans, marfa nevenită, așteptând oare vine, oare nu mai vine. Adică au fost momente grele, momente foarte grele. Și maturizarea asta forțată pe mine m-a ajutat foarte mult să cresc în domeniul. Slavă Domnului! Hai să vezi tu când o să-ți iasă și fire de fire albe de păr. Cine a spus că nu a început să-mi iasă? Atunci mai discutăm. Azi, uite că a trecut timpul. Wow, nu-ți vine să crezi că am ajuns la finalul emisiunii. A fost o discuție extraordinară. Mie mi-a plăcut. Pe mine m-a încurajat să spunem discuția cu tine și sper că i-a încurajat și pe cei care ne-au urmărit în seara aceasta, pe tineri. Dragilor, uitați că se poate. Și în calitate de creștin se poate face o afacere de succes, o afacere corectă după principiile creștine și mai ales sunt și creștini care investesc și care doresc să fie oameni de succes și care acest succes să-l împartă, bineînțeles, în lucrarea lui Dumnezeu. Asta face Adi și Adi, îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiune. Cu drag, mulțumesc frumos pentru invitație. Noi vom continua într-o altă ediție în care vreau să discutăm puțin mai tehnic pașii aceștia al unui antreprenor. Acum am vorbit de la un studiu de caz, am plecat de la aniversarea voastră de 10 ani și m-am folosit de experiența ta practică, să spun așa, de studiul tău de caz, și anume compania pe care ai fondat-o și pe care o conduci. Apoi, în alte emisiuni, aș vrea să discutăm puțin despre principii, despre lecții, riscuri, dar cu în viitor apropiat. Înainte de încheiere, vreau să spun mult succes în lucrarea Domnului, în primul rând, apoi în afacerea pe care Dumnezeu ți-a... Mi-a plăcut ordinea și asta trebuie să fie ordinea. Slavă Domnului! Dumnezeu și apoi, Dumnezeu să binecuvânteze și echipa ta, oamenii pe care îi ai și Dumnezeu să-ți dea binecuvântarea de care ai nevoie. Amin, mulțumesc la fel, Domnul să vă binecuvânteze. Produces media să meargă din ce în ce mai bine și să primim vești și ajutor din partea dumneavoastră și invitația dumneavoastră pentru a învăța. Eu cred că atâta timp cât trăim pe acest moment avem de învățat. Așa este. Nu suntem prea bătrâni să învățăm lucruri noi. Producens media. Și la ce tine? Producens media, asta înseamnă pentru învățătură. Pentru învățătură. Astăzi am învățat cum să facem afaceri corecte și... cum să lucrăm împreună pentru Împărăția lui Dumnezeu. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi, vă mulțumim că ne-ați venit în casele noastre. Noi de aici, din studio, vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!